Deci, acțiunea de control taximetrie, inspectori de muncă au participat urmare solicitării serviciului rutier în cadrul poliției roman. Controlele au fost în domeniul relațiilor de muncă și urmează a fi finalizate pentru a se constata dacă au fost încălcate dispozițiile codului muncii sau au hotărât din guvernul 500 din 2011. La câte firme s-a făcut acest lucru? Nu sunt centralizate datele, pentru că mai sunt în control firme la care se finalizează. Și următoarea perioadă vom comunica și informații. S-au luat și sancțiuni? Am înțeles că s-au dat sancțiuni? Deci, deocamdată nu avem centralizat, urmează să stabilească inspectorul de muncă dacă s-au încălcat prevederile legale prevăzute din codul muncii, legea 53/2003 și vor la măsura și aplicarea de sancțiuni.